Doli uriaș în România. Dascălul Constantin Voinescu, un profesor dedicat și iubit, s-a stins din viață la vârsta de 80 de ani, lăsând în urmă o moștenire valoroasă. Profesorul Constantin Voinescu a fost un pilon de susținere pentru comunitatea educațională din slatina și Olt, marcând viețile multor generații prin pasiunea și dedicarea sa pentru limba și literatura română ca la școala gimnazială Eugen Ionescu, Voinescu a devenit un mentor și o sursă de inspirație, remarcându-se prin abordarea sa pedagogică și devotamentul față de elevi. În afara activității la catedră, Voinescu a contribuit profund la dezvoltarea culturală locală. Ocupând poziții cheie precum director al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt și al Școlii Populare de Artă Slatina. Recunoașterea ca cetățean de onoare al Slatinei subliniază impactul pozitiv pe care l-a avut nu doar în educație, dar și în promovarea culturii în județul Olt. Decesul lui lasă un gol imens în comunitate, dar moștenirea sa va continua să inspire tineri și cadre didactice.